Când veți mai opera? O să mă retrag la un moment dat, fiindcă, știți, mulți vor să rămână ei șef și există și o puțină invidie și ură și există, ca în toate domeniile, nu numai la mine. Dar eu scriu foarte mult, scriu pe plan mondial, scriu în limba engleză și cărțile astea care vreau să mă fac cunoscut, să fac știința românească, sunt unii consideri pe noi ca la coada Europei. Să fac cunoscut pe plan mondial și cu descoperirea aia care am făcut-o și nu mai spun mai departe că merge înainte și mă roagă din Germania, din Elveția, din să colaborez. A murit colaboratorul meu, el avea 70 de ani și a murit anul trecut. Acum trebuie să continui eu și eu știu ce am de făcut. Eu i-am dictat toate textele, eu le-am, da, el era dermatolog mai mult și, în sfârșit, cunoștea mai mult, mai puțin. Domnule profesor, cum vedeți sistemul medical din România în momentul de față și ce mesaj aveți pentru tinerii care termină facultatea de medicină? Totul merge înainte. Va fi mai bine. Cred că și bani, ne mai ajută și ăștia cu banii europeni și cu dotările, depinde. Acum s-a tehnologizat foarte mult neurochirurgia și toate secțiile chirurgicale. În această tehnologizare costă bani. Le-a pus la 3 ani, la 4 ani, schimbă toate aparaturile. Noi lucrăm cu același microscop de 20 de ani.